Petre Grigoraș mai este sub contract cu Oțelul până în vara lui 2014. Antrenorul nu știe însă modul în care ar putea să-și rezilieze înțelegerea cu gruparea gălățeană. E adevărat că sunt sub contract. Acum asta e situația, dar sper să înțeleagă lucrul ăsta, că nici dragoste cu forța nu se poate, dar atâta timp cât dânsii nu au reușit să țină promisiunea, nu pot să rămân așa pur și simplu, doar de dragul de a rămâne. Grig nu dorește să ajungă în situația în care s-au aflat antrenorii echipelor care nu au primit licența. Nu e vorba de problema mea personală, este vorba de problema echipei. Și asta este foarte important. Eu nu zic aici de mine ca persoană, ci vorbesc în numele echipei pe care o conduc, chiar dacă ultima lună mai mult prin telefon, pentru că am avut și acea problemă nedorită, dar care a apărut. Eu vorbesc despre situația în sine, nu vorbesc despre mine personal. Nu, am înțeles. Ceea ce privește lotul și investițiile și situația financiară la club este ca și altor 7-8 cluburi din țară. Săptămâna viitoare va fi cu siguranță hotărătoare în ceea ce privește situația lui Petre Grigoraș.